Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre în jur de 675 de miliarde de euro pentru redresare economică prin mecanismul de redresare și reziliență. Jumătate din această sumă este nerambursabilă, iar cealaltă se poate accesa prin credite cu dobânzi preferențiale. Cea din urmă metodă, respinsă la început de unele state din Uniunea Europeană, dar nu și de România, a redevenit în condițiile date de criza din Ucraina una de actualitate. Acest mecanism european de redresare și reziliență aduce fonduri europene, dar vine în paralel cu anumite proiecte de reformă pe care trebuie să le facem pentru a ne întări economiile. Și anumite țări au spus următorul lucru. Nu avem un plan acum să facem acele reforme, sau alte țări au spus nu avem nevoie de chiar atât de multe fonduri acum. Și au luat doar fondurile nerambursabile, au spus nu vrem creditele pentru moment. Asta a fost anul trecut când au depus planurile. Între timp a început războiul în Ucraina și tot mai multe țări spun vrem să luăm și creditele ce ne stau la dispoziție pentru a investi în energie regenerabilă, pentru a îmbunătăți eficiența energetică astfel încât să consumăm mai puțină energie, să avem nevoie de mai puțin gaz rusesc, să îmbunătățim infrastructura energetică, să construim interconectori, astfel încât să putem transfera energia de unde avem, acolo unde e nevoie. Prin accesarea respectivelor credite europene cu dobândă redusă, România poate să evite importul de gaze din Rusia. Conform eurodeputatului PNL de Hunedoara, Siegfried Mureșan, care este și vicepreședinte al Partidului Popular European, țara noastră poate completa, prin investiții corecte, necesarul de gaze pe conducta care vine din Orientul Mijlociu și traversează Turcia, Grecia și Bulgaria, fără a mai fi nevoie de importuri rusești. Săptămâna trecută s-a dat în funcțiune interconectorul dintre Grecia și Bulgaria. Asta înseamnă că vom putea importa în România gaz din sud-est, nu din Rusia, care să vină spre România prin Grecia, prin Turcia, Grecia, Bulgaria, deci în alte surse decât Federația Rusă. Deci țările spun, avem nevoie de investiții suplimentare, ca atare vom accesa și aceste credite și cam în direcția aceasta merg și inițiativele mele, acești bani să fie accesați cât mai repede de țările care au nevoie și în domenii ce țin de securitate energetică. Siegfried Mureșan, care este și președinte al grupului de lucru pentru buget și politici structurale al Partidului Popular European, cel mai reprezentativ partid din Parlamentul European, mai consideră că printr-o justă accesare a fondurilor comunitare în ceea ce privește securitatea energetică, țările Uniunii Europene pot avea acces și la alte resurse prin care se evită importurile din Rusia, dând exemplul gazului lichefiat din Statele Unite. Cele mai multe terminale de gaz lichefiat din Europa se află în Spania. Însă Spania nu este conectată de restul Europei. Degeaba avem multe terminale de gaz lichefiat acolo pe care putem descărca gaz lichefiat din Statele Unite ale Americii sau de oriunde altundeva, dacă acel gaz nu poate fi transportat spre restul continentului. De aceea este esențial să construim un interconector între Spania și Franța. De ce pentru România aderarea la moneda euro este deocamdată doar un proiect dintr-un viitor mult prea îndepărtat? Cât de lung și de greu va fi drumul pe care trebuie să-l parcurgă Republica Moldova pentru a deveni membră a Uniunii Europene? Aflați astăzi după jurnalul de știri din interviul acordat în exclusivitate postului 1 TV de vicepreședintele Partidului Popular European Siegfried Mureșan în cadrul emisiunii De la A la Z.